Neața, suntem în Christchurch. Am tăiat în scurt filmarea de la altieri, de la Kaikoura, cu balenele. Pentru că valurile au fost uriașe, deci n-am mai fost pe nicio barcă unde să fie valuri așa mari. Cred că erau, zic prostii, 3, 4, 5 metri valurile. Deși am luat pastile împotriva răului de mare, nu prea funcționa pentru Silvia. Barca se mișca în toate părțile, în sus, în jos, în față, în spate, în stânga, în dreapta. Nu știu, eu de obicei mie mi se face rău dacă sunt un vapor și face așa. Dar nu știu, pastilele la mie mi-a făcut bine ce am luat. Silvia nu a făcut chiar așa de bine și n-am mai rezistat a să combat presiunii. Și de atunci i-a fost destul de rău. Și de atunci nu m-a mai oprit. Nu s-a mai oprit. A dat tot ce a mai bun din ea. Atât despre ieri. Astăzi mergem la International Antarctic Center. Ăsta e un fel de muzeu interactiv despre prezența Noii Zeelande în Antarctica, de unde își revendică Ofelie. La intrare am fost întâmpinați de câțiva husky, iar înăuntru am găsit camere cu mașinării și construcții care au scopul de a ajuta exploratorii să trăiască pe continentul înghețat. Tot aici am găsit o încăpere unde erau recreate condițiile de vânt și temperatură din timpul unei furtuni în Antarctica. Pe scurt, era frig de-ți clănțăneau dinții. Știați că în total sunt 18 specii diferite de pinguini? Noi nu. Dar aici am avut șansa să întâlnim pe cei mai mici dintre ei, pinguinii albaștri. Nu cresc mai mari de 30 de centimetri și sunt singurii pinguini care nu au penajul alb-negru. Erau ca de jucărie, super, super drăguți. Uite cum dau din fund. Fac asta pentru că acolo au o glandă ce secretă ulei, cu care se ung pe corp pentru a deveni impermeabil. Ok, treaba stă în felul următor. Sunt la Billy Spur Track, care e cumva într-o vale între mai mulți munți, între câteva lanțuri de munți. Silvia nu se simte tocmai ok astăzi, așa că o să fac traseul ăsta singur. În principiu ar trebui să fie cam 2 ore jumate până sus, 2 ore jumate înapoi, dar nu o să merg chiar până sus. O să fac vreo oră jumate prin pădure și apoi sper să ies din pădure și să văd valea, să pot să filmez valea. Planurile mele păreau să se năruie chiar de la început, ploaia mocănească transformându-se de grabă într-una consistentă. Dacă nu eram echipat bine, cu siguranță n-aș fi început să fac chestia asta, dar cu o geacă rezistentă la apă a fost rezonabil. Și cu fesul original Noua Zeelandă, se vede? Cu mine, prin pădure, mai erau și două cinteze. Da, au ajuns și Noua Zeelandă. Așadar, conform prognozei meteo și contrar speranțelor mele, ploaia nu s-a lăsat. Așa că n-are rost să mai urc pentru că nu se vede mare lucru. Așa, dai. Așa că ar trebui, am făcut o oră și 10 până aici. E 12 și 10, Silvia mă așteaptă la ora 2 să fiu înapoi. O să mănânc un pic, o să beau ceva și o să mă întorc pentru că sunt sigur că Silvia e foarte îngrijorată acum și de abia așteaptă să vină înapoi.
ca să-și dezmorțească picioarele, am scos-o pe Silvia la o plimbare lângă lac, sub cerul însorit al insulei de sud. Prin apropiere se afla și Castle Hill. În spatele nostru sunt niște formațiuni de calcar, o rocă moale care a fost modelată de trecerea vântului și de precipitații și a făcut aceste forme mai deosebite care ies din dealul verde și sunt interesante și lumea vine să le vadă și am venit și noi. Ziua de ieri în care ne-a plouat într-un an, azi o să fie fix la fel. O să mergem la Twizel, care e un orașel de lângă muntele Puc. Vrem să profităm la maxim de ziua de mâine, care pare a fi singura zi cu soare săptămâna asta, ca să facem Hooker Valley. Aceiași oameni, cam aceeași mâncare, altă masă. Am ajuns la Lake Te Kapo, care e, cred că, una din top 5 destinații în insula de sud. Acolo sus, pe deal, e ceva observator astronomic, pentru că asta este Dark Sky International, Dark Sky Reserve. E unul dintre locurile cele mai bune din întreaga lume unde poți să vezi stelele noaptea. Numai că acum e lună plină și e și nora, deci trebuie să revenim ca peste săptămână. Din fericire, acum am ajuns în plin sezon al, cum se cheamă astea, lupin flower. Tot aici, lângă lacul Te Kapo, se află și o biserică din piatră, un loc de reflecție. Însă, fiind toamna lui 2019, era împânzită de turiști chinezi. Chiar și așa, nimic nu putea să ne strice experiența de aici, de lângă lacul ăsta turcoaz, deasupra căruia dansau perechile de nori. A doua zi însă ni se deschisese în sfârșit fereastra. Nu e niciun nor pe cer aproape și o să facem un traseu la Hooker Valley, undeva la poalele muntelui Cook. Am parcurs de zor drumul de pe marginea lacului Pukaki până la startul traseului pe Hooker Valley. Tras
traseul ne-a purtat printre vârfuri semețe. Din loc în loc a trebuit să trecem peste râuri alimentate de ghețarii care se topeau la venirea verii. Nu după mult timp ne-a sărit în față priveliștea pe care o așteptam. Mount Cook, Aoraki, cel mai înalt vârf al Noii Zeelande. Ăla e Mount Cook din fundal și ăsta e lacul Hooker. Și Mount Cook are și ghețar, ce se vede acolo în spate, ăla e... ai gheață. Apa o fi fost rece, dar nu destul de rece pentru rațele astea. Ne-am despărțit cu greu de locul ăsta, dar știam că într-un final trebuie să o facem. Far From Home urma să continue cu un nou episod. Silvia minează bomboane, apoi adoarme în iarbă, dar o trezește niște apă colectată direct din cascada unui fiord. Yeah.